Prin acest proiect, în fiecare an, un număr de elevi, de data aceasta sunt 15 elevi, primesc lunar o bursă Rotary. Bursa Rotary este de 1100 de lei pe lună. Noi o vom da astăzi pe ultimele 5 luni, având în vedere că foarte greu am făcut în acest an sinteza celor care merită să primească aceste burse, având în vedere că media minimă a copiilor a fost 9,50. Deci niciun copil care va lua astăzi bursă nu are o medie mai mică de 9,50. Fondurile pentru acordarea burselor Rotary s-au strâns în urma spectacolului de gală organizat de Rotary Club Reșița în toamna anului trecut. Bursele Rotary sunt oferite anual în urma unei selecții riguros realizate și se acordă elevilor de la școlile din Reșița cu cele mai bune rezultate la olimpiadele pe plan național. Pentru ei, sigur că niciun efort nu va fi prea mare, pentru că performanța face diferența. Face diferența între ceea ce dorim și ceea ce suntem. Și vă mulțumesc foarte mult pentru acest demers. În acest an, prezenți la gala decernării burselor Rotary au fost 15 elevi reșițeni care s-au arătat încântați de bursele primite. Și mulți dintre ei au mărturisit că vor folosi banii pentru a-și cumpăra materiale didactice. Mi se pare o opțiune pentru elevii care fac eforturi și se chinuie să învețe și mi se pare o oportunitate bună în viață. Este binevenită, de ce nu ar fi? Este binevenită, este un ajutor. Alături de elevi au fost și părinții, profesorii și directorii unităților de învățământ care au mărturisit faptul că bursele Rotary sunt mai mult decât binevenite.